Ionel Iorga este polițistul care în 2005, pe când era șeful serviciului de combatere a crimei organizate din cadrul IJP Brăila și investiga dosarul proxeneților din clanul Clampi, a fost atacat în propria casă cu cocktailuri Molotov. Atacul a avut loc în noaptea de 27 spre 28 mai 2005, în jurul orei 3. La momentul respectiv, trei indivizi mascați au tăiat alimentarea cu apă și energie electrică a blocului în care locuia polițistul. Apoi au aruncat mai multe sticle incendiare diare prin geamul de la balcon. Două dintre ele au pătruns până în dormitorul unde polițistul dormea împreună cu soția și fiul mai mic. Polițistul împreună cu familia au fost salvați chiar de colegii acestuia care locuiau în același bloc. Până în ziua de astăzi, atacatorii au rămas neidentificați, deși în cauză s-a deschis dosar penal pentru tentativă de omor calificat.